basket, dar încă n-au jucat basketul de la Neața. Cine are lavandier? Stai pe scaunel, te rog. Dă-mi voie să-ți prezint adevăratul joc de basket de la Neața. Oh. Aici, tată, să te văd. Ești pregătit? Vezi că e pe puncte. E pe puncte, da? Okay. Ia să ne ducem mai departe, că el e specialist. Tu îmi dai, mi-arunci mingile. Sau ce? Dragoșe, că poți. Are mâinile lungi și ajunge direct la mine. Băi, e pe puncte, da? Ții capul drept să nu avem discuții la proces. Da. Ține capul drept. Aranjează-i tot o cască. Stă... Las că stă foarte bine. Nu stă, bă, că nu vreau să... Lasă cap. Asta este. Ești pregătit? Da. Arunc eu primul, da? Băi, sigur ești pregătit? Da. Foarte slab. Atenție, capul mai jos. Hai, Dragoș. Atenție. Cine stă strâmb. Țineți capul drept. Așa, așa. Ești pregătit? Ține-l drept, nu-l mișca. Îmi trebuie una mai grea, să-mi dai una mai grea. Hai. Imperial. Ce bine. Dă-mi una mai grea. Asta înseamnă, mă, să fii antrenat. Îl ții drept, da? Da. Aproape. Am încredere. Nu e nimic? Până la 3, da? Rând, până la 3 se joacă. M-a mișcat capul, bă! Nu mai mișcați nimic. Ține capul jos. Asta, aproape. Dă-mi una mai grea. Dă-mi... Răzvane, sunt niște mici de cauciuc, nu pot fi mai grele. Nu pot să pierd. Asta știm deja de tână. Hai. Are, are. Nu mai e. Ce faci, mă, mai ai? Da. Dă-mi coace. Foarte bine. Băi, fiți atenți, e 1-0 pentru Dragoș. Am... Mai dă-i Dragoș una. Termină, Răzvan. Băi, am pentru voi o... Stop, time out. Trebuia să fie mingea la noi, nu? Am schimb pentru tine. Ce? Bă, că ești praf astăzi. Da. N-ai nimic ce trebuie. Am un băiat... E moldovean, dar nimeni nu e perfect. Așa. A jucat... câți ani a jucat, mă, de basket? 20 de ani de basket a jucat. Cine, mă? Era mult mai suplu pe vremuri. Cine? Musculos. Cine, mă? S-a mutat la București, s-a îngrășat și s-a lăsat de basket. A umblat o perioadă cu Alex Velea. Așa. Acum umblă singur. Mă rog, am citit noi în ziar. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, schimbare pe poziția Neața, speak! Salut! Bă, știi cum ai căzut? Ai căzut la țanc! La fix! Salut, băieți! Jos. Salut, băieți! Băi, spicule! Da! N-am jucat 20 de ani, am jucat 12! Lasă-mă, că râs de parcă ai jucat 20 de ani am de toți! Băi, dacă ne faci de râs... Haide, mă! Fii atent! Ești pregătit? Da! Dă-mi microfonul, că-ți țin eu microfonul! Ia! Băi, am încredere în tine, e 1-0 pentru tine! Deci trebuie să-i garezi măcar! Tu ține capul drept, că ai trișat ultima dată! Cu brațul până la capăt, Dragoș. Aia e problema. Bine, bă! Ia zi, mă, care-i șmecheria? Dragoș, nu te pierde, nu te pierde. Ăsta e și celebru și frumos și bogat. Lasă-l în pace. Fii atentă la al meu. L-am antrenat personal. Tu ai auzit de căruțașul de la Neața? Eu sunt. Prima, mă, frate. Prima dimineață. Și noroc, ia. Stai, așteaptă. Ia, încă trei lovituri de căciulă. Vedem ce se întâmplă. De căciulă, nu din căciulă. Atenție. Ce aproape. Ține capul de... Spic. Ultima fiecare. Atenție. Egalitate, da? Spicule. Am noroc cu asta, Rozar. Spicule. Îți fac birou aici. Păi te-ai uitat după aia și venit. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, ca orice meci amical, el trebuie să se termine în mod egal. 1-1, aplauze pentru sportivii noștri. Băieți, mulțumim că ați venit. Nu mai dați, mă, invitați, că nu e frumos.
Sper să ne vedem. Dragoș, vino mai lângă mine aici. Să aveți...